Peste 2000 de pelerini au participat la slujba de înviere la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, oficiată duminică 5 mai 2024 la miezul nopții. Lumina de pe Sfânta Masă a fost oferită oamenilor de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale și de părinții slujitori. Veniți de primiți lumină! În dangătul clopotelor, soborul a ieșit în pridvorul bisericii acoperământul Maicii Domnului, unde a avut loc proclamarea învierii după citirea Sfintei Evangheliei. Și pe voi vă vom face fără grijă, iar ei lumbani au făcut cum i-au învățat și s-au răspândit vorba aceasta între iudei. Până în ziua de astăzi. Viață, viață, făcătoare nedespărțite, Sfinte trăim totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Hristos a îngeriat din voi, după care moarte trecând, și ce mai din morminte viață. Apoi s-a înconjurat Sfântul Locaș de 3 ori, timp în care s-a cântat Hristos a înviat. Hristos a înviat! Ridicați căpetenile porțile voastre și vă ridicați porțile veșnici și vă intra împăratul slavei. Părinții slujitori au intrat apoi din nou în locașul de închinăciune, unde a continuat utrenia învierii. Programul liturgic a continuat cu rânduiala ceasurilor Sfintelor Paști și cu Sfânta Liturghie. Și săraci împreună bucurați, ce ceva să frâna cei lene ce însi ziua. Și ce ați postit și ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi, masa este plină, ospătați-vă toți. Hristos a înviat! Luminează-ți, luminează-ne, Doamne! La momentul chinonicului, Părintele Stareț a citit pastorala la Învierea Domnului din anul Mântuirii 2024, anal preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În timpul oferirii Paștilor, adică a anaforei stropită cu aghiazmă și vin în timpul cântării axionului, Arhimandritul Nicodim Gheorghiță i-a felicitat pe credincioșii care s-au rugat în cadrul Sfintei Liturghii. Să-i mulțumim milostivului Dumnezeu, scumpului nostru Mântuitor, Iisus Hristos, că ne-a îmbrănicit pe noi toți cei prezenți în noaptea aceasta binecuvântată, să ajungem bucuria învierii lui Hristos. Cei mai sfânt și mai sacru, orice bolnav, orice neputincios,
orice suflet pe fața pământului, creștin, ortodox, pretutindeni, are această bucurie a învierii lui Hristos. Și cel sărac, și cel bogat, cum bine am rostit rugăciunea de la utrenie, veniți cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veniți cei în ceasul 3 și 6, în ceasul 9, ospătați-vă. Hristos ne întoarce fața. Deși câtă bucurie, câtă binecuvântare are un creștin, model care s-a străduit din răzputeri să țină postul. Și să se bucure în noapte de înviere cu toți creștinii ortodoși de pretutindeni în care au venit să ia lumina. În puține cuvinte, nu știu cum aș putea să vă mulțumesc. M-am uitat în biserică la câțiva oameni cu o suferință, paralizați, bolnavi, și au stat până dimineața. Întrebarea mea este, când vezi un om în vârstă, neputincios, cu un baston în mână, mă gândesc la cei tineri și la ceilalți mai, să spun, nu așa bătrâni în vârstă, care pleacă tot de la înviere. Câtă bucurie vei simți, ce resimți, frățile voastre, dragii mei, din noaptea aceasta binecuvântată. Să luminează tot ce e sfânt și sacru în casa și familia dumneavoastră. Se bucură însă și natura. Odată cu bucuria înviere, ați observat, oricât de bolnav ai fi, în Joia Mare, citindu-se cele 12 Evanghelie cu tremurătoare, apoi, parcurgând drumul crucii la cele 14 troițe, apoi Vinerea Mare, prohodul Domnului, și parcă după prohodul Domnului, de miezul nopții, vinerea noapte, sâmbăta dimineață, deja resimțim cu toții bucuria învierii lui Hristos. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că v-a binecuvântat pașii în noaptea aceasta să fiți prezenți în această noapte sacră binecuvântată, noaptea învierii lui Hristos, să vă bucurați, să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră, atât părinții slujitori, împreună rugători, oftea Sfinte noastre mănăstiri, minunații cântăreți care au cântat așa de frumos, care Dumnezeu i-a binecuvântat să aibă acest glas și ați văzut cât de frumos ne-au încântat și ne cântă atât duminică, dar și noaptea învierii. Și mă bucură din nou prezența dumneavoastră. Văd foarte mulți tineri, foarte mulți tineri care ați răbdat până dimineața aici, apropiindu-vă să vă închinați la Mântuitorul Iisus Hristos, la icoana învierii, la Maicuța Domnului. Veți lua Paști de data aceasta, se cheamă Sfânta Anafră, cu o rândeală deosebită, care se sfințește în Sfântul Altar, în timpul acțiunului, stropindu-se cu aghiazmă și apoi cu vin roșu. Sunt foarte fericit că vă văd, în primul rând, că nu v-a înșelat cel rău, fiindcă de noi avem timp, tot înainte. Și de a ne ospăta, și de a ospăta și pe alții, atât timp cât avem Duhul lui Dumnezeu în noi înșine, și binecuvântarea învierii lui Hristos, și suntem plini de lumina lui Hristos, Dumnezeu ne întărește și avem timp să primim și pe cei care ne calcă pragul casei. Și să nu uităm că vineri avem hramul altarului de vară, izvorul tămăduirii, o mare binecuvântare, unde se face o anumită rânduială pentru aghiazmă la izvorul tămăduirii și Sfânta noastră mănăstire cinstim hramul altarului de vară, unde noi, de altfel, slujim pe timp de vară, afară, Sfânta Liturghie, arsobolul de slujitori, în Sfântul Altar sus. Vă doresc, din inima mea de părinte, mulți frumoși și binecuvântați ani în continuare,
Bucuria învierii lui Hristos să vă aducă multă, multă lumină în casă, în familie și sănătate trupească și sufletească. Și vă mulțumesc din inimă că ați ales ca noaptea aceasta binecuvântată să fiți împreună cu noi rugători la învierea Domnului. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Cu toți. Și cerul din morminte viață de rup. Pe esplanada din fața bisericii au fost sfințite prin oasele aduse de către pelerini. Pentru fiul cel rătăcit, apoi dus către tine și precum acela s-a învrednicit a se îndulcit de harul tău. Și pe noi ne învrednicește să luăm cele sfințite binecuvântate de tine spre hrana noastră tuturor. Învierea Domnului a fost prilej de mare bucurie duhovnicească, atât pentru obștea așezării monahale din Dealul Mare, care ține rânduiala mănăstirească de 34 de ani de când a fost reînființată, cât și pentru fiii duhovnicești ai părintelui Stareț și pentru pelerinii evlavioși și credincioși.